luni sau nu? Fiindcă eu merg cu proiectul ăsta Iohannis, proiectul Iohannis în sus, proiectul în jos. Nu știm noi prea bine ce conține proiectul. Eu pot să vă spun că va fi un guvern de dreapta. PDL, PNL. Păi și dacă, de unde, de ce credeți că o să vrea PNL-ul? Că se dau după dumneavoastră? De ce să nu vrea? Nu știu. Hai să ajungem pe 7. Se dau ei tot timpul cu ăla care câștigă alegerile? Nu, dar este și o logică politică. Până acum a funcționat logica urii. Da? Hai să vedem cum îl dăm jos pe Băsescu. Da. Ori să constate că nu s-a putut. Trebuie să vină și în logica politică. Nu? Și vă bazați dumneavoastră pe ceva? Cu tot cu Crin Antonescu să treacă alături de dumneavoastră? Sau se rupe partidul? Eu vorbesc, nu se rupe. Nu? Nu. Și îi lasă pe ei în offside, cei de la PNL. Păi nu sunt în niciun offside, că ei au un aranjament politic pentru situația în care Mircea Geoană câștigă. Dar dacă Mircea Geoană nu câștigă, ce mai faci cu aranjamentul? Da, că știu că v-ați întâlnit cu domnul Iohannis, dar n-ați vrut să ne spuneți ce ați discutat acolo. Deci, da, răspundeți-mi, îl puneți tot pe Iohannis? Eu înțeleg că cu PNL-ul faceți. Nu mă legați de acest subiect, că trebuie discutat cu partidele. Eu văd soluția, deci acum este o soluție Iohannis cu PSD, PNL, UDMR și PRM pe din afara Parlamentului cu Vadim, da? Stați că cu PRM e o problemă, vă povestesc imediat, da? Da. Deci, aceasta este formula politică antiprezidențială. Dar atenție, formula politică, ei au crezut că dacă se adună cu Voiculescu, cu Iliescu, cu Patriciu, asta este și formula care aduce voturi. Nu aduce. Președinții nu se aleg de partide și de câțiva oameni politici. Președinții se aleg de popor. Cu el trebuie să ai o alianță. Corect. De peste 50%. Dar această alianță sui generis, anti-Băsescu, nu are decât o condiție fundamentală, să câștige Geoană alegere, ceea ce este imposibil. Acum un minut, Ludovic Orban a spus pe o altă televiziune că toți angajații bugetari din România sunt obligați să voteze cu dumneavoastră duminică, fiindcă altfel nu își vor lua salariile. Că așa a dat PDL-ul, mă rog, un pricaz în teritoriu, că vor fi disponibilizați. Minciunile astea le-am auzit de genul PDL-ul întrerupe lumina. Da. PDL-ul nu plătește pensiile. PDL-ul obligă angajații. Puteți să-mi spuneți cum poate fi un angajat obligat să voteze cu un candidat? El în cabină face ce vrea. Însă, asta este una din problemele pe care le-au adversarii mei. Nu gândesc prea bine afirmațiile. La această afirmație, vă dau un exemplu. Sunt 1,4 milioane bugetari. Când un bugetar vede această afirmație și el știe că nu i-a cerut nimeni să voteze într-un anume fel, ce credibilitate mai are Ludovic Orban? Pe de altă parte, spuneam despre PRM, conducerea PRM-ului a spus astăzi că dumneavoastră, împreună cu Sorin Ovidiu Vântu, i-ați făcut o mare capcană lui Geoană, v-ați bătut joc de el, cum s-ar zice, și v-ați folosit, i-ați întins o nadă, el a mușcat din ea. Chiar a mers alaltăr noapte la Vântul la ora 12 și am făcut aranjamentul. Și era să mă calc pe picioare cu Geoană, care avea de primit instrucțiuni. Nu știu, eu v-am spus că fabulații putea să treacă toată lumea de partea dumneavoastră și să dea niște exit. Deocamdată nu-s de partea mea, uitați-vă. Nu știu, mai e și mâine o zi. Da. Depinde cum bate vântul, știți cum e o vorbă în România. Te dai după cum ai interesul. Da. Acum revenind, ei au acest proiect Iohannis, în orice caz, un proiect de guvernare. Dumneavoastră, ce proiect aveți de guvernare pentru țară? Dacă câștigați dumneavoastră, până în alta ca președinte... Guvern PDL-PNL. PDL-PNL. Și care o să lasă impozitele pe loc sau să le micșoreze? Le lasă așa cum sunt, da. Și cota unică și TVA-ul, iar în 2011 va trebui să mai coborâm cu 2% cota unică, de la 16% la 14%. Aș fi fost adeptul acestei reduceri în 2010, dar este puțin probabil să putem face acest lucru, pentru că în 2010 ne reluăm creșterea economică abia în trimestrul 2. Vă dau Dumnezeu sănătate dacă reduceți la 14%. Dar fumați? Mai ales că e legată, da. E legată foarte strâns
de neimpozitarea profitului reinvestit. Și atunci ideea este să lăsăm mai mulți bani la dispoziția managerilor ca să investească mai mult. Am găsit o poză. Să creeze locuri de muncă. Am găsit o poză cu dumneavoastră din tinerețe, stați vreo să urăște respectatorul, fumând trabuc, fostul comandant Traian Băsescu, și într-adevăr n-are cicatricea pe față. Să vedem că asta ne interesa. Uite aici, micuță, și fumează trabuc. A scăpat și de testul ăsta. A scăpat și de cicatrice. Cicatricea este nouă. Deci aici eram și... mult nu știu, mai târziu. Fumați aici un trabuc. A, sunt... în uniformă n-am, de comandant. N-am atâtea fire la calculator. Veniți mea să vă uitați aici. Sunt în uniformă de da, în uniformă de comandant. Vedeți? Păi aici eram mult mai târziu de anul 1972-73. Păi știu și n-aveți aia, n-aveți și cadrice. Nu. Da. Haideți să vadă și telespectatorii ce a văzut președintele în câteva clipe. Dar nu puteți mări? Băi, așa am găsit-o acum, n-ave, dacă știam. Că aducem vorba de așa ceva. Haideți să o dăm mai mare. Uite aici, de, mă rog, trăsătorii nu se vadă clar că are sau nu are cicatrice pe obraz. Oricum e tare, domnul Băsescu. Dar spuneți-mi că v-am văzut tușind. Fumați foarte mult? Nu, am răcit. Am răcit astăzi la meeting-ul din Piața Revoluției. Nu e bine să răciți. Ați făcut acel vaccin A1H1... Nu l-am făcut, dar trebuie să-l facem. Să-l face și pe ăla, da. Dar credeți că există gripa asta pe bune sau e invenția străinilor? Să ne poate să vinde. După mine e o răceală. Și după mine. Și nu e mai periculoasă, știu de la medici, nu este mai periculoasă decât tipurile de gripă pe care le-am văzut în alți ani. Gripă asiatică sau nu știu ce. Numai că este mult mai contagioasă, se ia mult mai ușor. Asta e ce am înțeles și rog pe cei de specialitate să mă scuze că mă bag în a da explicația asta. Dar problema este că riscurile, așa am înțeles, sunt foarte mari pentru cei care au boli de plămâni și dacă se îmbolnăvesc, au riscuri foarte mari. Cei în vârstă, da. Să vă îmbrăcați și noi să mai gros să nu răciți, că n-avem nevoie de un președinte bolnav de luni încolo. Am văzut că purtați mereu marca Pollen Shark la orice pullover, la orice vasă. Păi de când navigam, asta îmi cumpăram.